Suntem aici împreună cu cel mai negru negru după ocean, fraților, bine v-a regăsit la un nou episod din seara asta de GTA 5, era să spun de GTA San Andreas. Haideți să vedem ce reușim să facem asta și vă mulțumesc foarte mult pentru numărul de like-uri de la episodul trecut. Am strâns bucuros de like-uri. Ce cu voi, bă, de dat așa de multe like-uri? Nu-mi place. Vreau și mai multe. Haideți să mergem la grasul ăla să, scuze. Să vedem unde stă Big Smoke, aici asta. Mergem în față acolo și la stânga. Haideți să vedem ce misiune ne dă domnul Big Smoke. De ce nu merge mouse-ul? Băi, ești nebun? Nu merge să mișc cu săgeata. A, gata. Vă rog eu frumos, nu mă împușcați. Vreau să văd ce misiune ne dă grăsanul ăsta și vreau să dați acum foarte multe like-uri. Bă, chiar am rămas uimit să văd câte like-uri face seria asta. Deci chiar face foarte, foarte multe like-uri și mă bucură treaba asta. Deci n-are decât să mă bucure. Cred că trebuie să fiu jos din mașină. Hai, intră aici. Am dat deja skip. În caz cum v-ați prins. Suntem în altă mașină. Haideți să mergem acolo către checkpoint-ul ăla. Facem depășire în intersecții, nu e nicio problemă. Bă, dar de ce fug mașina ăștia așa de cur când le calci? Ia uite-te. Fuge prea rău de cur. Ca un pește not. Nu. Bă, ești nebun, ce skill am. Dacă nici eu nu știu să conduc. Așa. Văd că deocamdată nu avem misiuni grele, dar mă aștept să devin. A, la secția de poliție, ce mama dracu. Deci nici nu venim în gura lupului. Ăștia ce mașină se ceartă, dar nu dau seama de ce se ceartă. Se dau jos din mașină. A, e și fratele nostru din Pârnaie. Fratele nostru Mandela. Cred că ăsta nici nu iese bine din Pârnaie și moare. Și se liberează deținut la ora 3 dimineața? Nu prea cred. Că văd că în joc este ora 3 dimineața și văd că l-au eliberat. Da. Logica jocurilor. Rockstar. Oh! N-am lovit-o. Așa a fost ea din fabrică. Aici o curbă mare frânăm. Că cine știe ce pericole ne pot pândi acolo. Bă, acum am venit și eu de la școală după ce am făcut 2 ore care am stat degeaba și mai bine nu mai ceam. Și este abia luni că film... Da, și voi când vezi asta este luni, că mă așteptam să-l pun altă zi, dar îl pun tot lunea. Și e așa, e plictisitor pentru că am o groază de treabă și trebuie să mai și filmez, dar am văzut că vă place foarte mult GTA-ul și am zis, bă, să le pun zilnic dacă tot le place, cât o să le mai placă. Da, sper că o să vă placă mult, prin like-uri multe. Hai să vedem ce avem acolo. Go and ring to the... Am greșit casa. Doorbell. Balaușicică. Trebuie să-l prim pe ăsta, să-l omor. Oh, fuck. N-am mirosit-o pe asta. Trebuie să-l omorâm pe ăla acum. Eu nu prea înțeleg povestea acestui joc deocamdată pentru că... Bă, da, și ăla bulanjiu cu molo pe acolo. E calculatorul, știe bine să conducă. Cum l-au omorât pe ăla, ești nebun la cap, au, aoleo, aoleo. Da, ha, pula, guvanțe. Da, dar poliția vede că se trage, dar ei nu fac nimic. A, mă, dă-l încolo de stâlp. Hai, mă, să-l înapoi pe motor. Ia uite-l pe ăla ce fuge. Se opri acum. Dar eu nu stă tare să-l prind nici pe loc. Oh! Trage-mă în el și omoară-l. Nu ești tare să-l nimerești.
Ai, bă, dă-l încolo de motor, că nu trebuie să fac așa. Deci, pe bune, că eu n-am apăsat nimica. Oare să fie prima misiune pe care o pierd? Normal. Deci, nu știu, deci parcă față de Sam se controlează cumva, dar mai urât. Pe aici o luăm? Ia uite-l. Bă, dau iar razna rău de tot motorul ăsta. Până-l prinde ăsta se face dimineață. Da, nici ăsta nu știe să tragă. Aoleu, a luat-o pe jos, băgame și piciorul. Stați că am alt ID mai bun. Scăpăm, mă, păi nu e stare să-l omor ăsta. Dar stai că mă duc eu și-mi iau arme. Și am și pe el. Bă, nu e cinstit. Unde la de arme? Bine că nu știu dacă scăpă din vina mea. Dar nu-mi place, deci se conduce total aiurea totul aici. Frâna parcă nu-i frână. Nu știu, parcă dacă fac o dată, deci uneori o ia razna, de alte ori nu, nu știu. Ce să mai și zic. Ia asta o să iau o misiune de la asta de aici, să mă mai liniștesc. Că pe o fac eu altă dată. Asta e, am pierdut. Drive by. Get in the car. Eu mă nigă doggy do. Dar asta avea volan de M5 să-mi bat piciorul. Perfect. Deci ce știu că nu se mai aude nici motorul în joc. Ba, se aude. A, cred că am luat-o greșit. Dar o iau pe aici. Deci ce știu voi. Voi ați văzut cum a făcut ea. Ia. Nu știu, dar parcă o ia foarte razna mașina. Acum vreau să-mi schimb și o mobila în cameră și sunt aici, nu mi-am nici covor în cameră. Trebuie să dau afară cu tot după ce filmez și o să fie de muncă cât de cât, dar sper să merite. Ia uitați-vă și voi cum o ia razna. Nu-mi place. Vreau și o armă. Gata? A, mai sunt mulți. Nu mai trageți mașină. N-am armă. De-aia mă fac pe mine praf. Ia, stați puțin, că am o idee eu mai bună. Să pot trag și eu măcar. Că dacă e la pește, ăștia nu nimerez nimic. Dacă n-ar mai da nici ăștia în mine. Da, e clar. Se bulește mașina. Și cam 200 de poliție. Ce că trebuie să mergem să vopsim mașina sau ceva de genul. Am treabă. Așa. Haide să mergem către acolo. Mamă, spun numai să nu buie mașina. Să nu mi-o bubuie. Ia uite, mă. Mamă, dacă nu vrei mașina, am venit-o spus.
Deci e groasă rău treaba dacă mă buie mașina. Trebuie să mergem cu mare grijă. Ah, hai că am ajuns. Ah. Mai că nu mai face bercea de ăștia, că mă sperii. Unde e ăla? Unde e ăla? Into the spray shop to lose your wanted. Am vopsit mașina. Back to the hood. Și că să-mi duc înapoi tovarășii acasă. Ia uite acolo gardienii. Facem drept aici și am scăpatus. Nu o să fie mare lucru. Hai și... Hai, dă-mi skip că și așa n-au nimic. Deci tu cum își mișcă ăștia buzele când vrăscă. Normal că am făcut-o și pe asta. Ia uite, avem aici o misiune super șmecheră. Bă, ești nebun, invazia de cârtițe. Parked truck near. Cică să ducem. Mă, stai, unde trebuie să o duc? Hai, păi lasă ăla, că m-am luat după ăla. Hai să luăm pe aici, că poate ajungem. Nu-mi place că nu-mi lasă, știi, linii pe unde să mă duc și eu, în caz că nu știu drumul. Asta este, ci că să ajungem până 7 minute, că dacă nu, până la răsărit. Deci aici este abia 10 seara în joc, de 7 minute. Ok, dacă voi vreți așa, așa facem. Ce vrei, bă, ce n-o-ți convine? M-am băgat în depășire. Bă, împărțește de aici, cred că n-am fost niciodată în San Andreas. Eu iau-te plaja, bă, ce aproape era de noi. Pe aici așa. Cred că e mai sigur, nu? Hai că am ajuns. Hai. Avem mai multe chestii de făcut. Aha, hold down. Find the crate. Ah, că trebuie să zice fuim lost acasă. Zgomot, uitați acolo, avem unde la de zgomot. Aici, ăștia starme, mâncați-și. Una. Hai să vedem unde sunt celelalte. Bă, ești nebun ce avea asta în casă, ești nebun la cap. A doua. Deci misiunea asta chiar că nu știam. Ăștia starme, cred că. M-a auzit. Am luat puțin mâna. Trebuie să iau foarte repede. Am luat foarte puțin mâna după alătă. Mă, ce dracu că mă aud de afară.
Așa. Dar nu pot eu să omor moșul mai bine. Aoleu, la etaj. Pe zbeleau dracu aici. Ia uite aici. Trebuie să merg așa în șoaptă cum ar veni. Ce, că pot să mă duc înapoi sau ce? Că am găsit toate trei alea, au zis că trei. Și eu care am pe față o plasă de muștran de femei. Hai, Bercea, du-te, dă-i talpa. Vai de mine. Vai de mini și de mini. Trebuie să scap de gardă. Nici nu știu barul ăla de poliție. Păi mai ești în față, ce vina mea? O luăm așa. Am gata. Unde trebuie să mă duc? Ah, trebuie să mă întorc. Ce mă claxonați, bă? Nu știți să înjurați? Suntem aici lângă Barber Shop. Îmi place să o pun cu spatele eu. Perfect. Și gata cu misiunea asta? You can probably. When a so many houses can be broken into from the owners. Okay, pot fura. You need to get in this type of van to start the burglary, load up the truck and. Aha, deci pot să fur. Ca să facem money, money. Perfect. Bă, fraților, cred că o să închid aici acest episod deoarece mai am și niște treabă de făcut, dar nu uitați să apăsați și voi butonul like și promit că în episodul viitor o să-l fac mult mai lung. Hai, pa, pa, m-am pupat!